Un proiect de suflet al primarului din comuna Movilița, Monumentul Eroilor, un monument închinat tuturor tinerilor din comună care de-a lungul istoriei, sau cel puțin de la războiul de independență încoace, și-au dat viața pentru libertate în comuna Movilița. Povestiți-ne un pic despre acest proiect. Cu mare plăcere. În primul rând ar vrea ca o motivație. Întotdeauna am considerat că este foarte importantă pentru comunitate proiectele de infrastructură, drumurile, apa, iluminatul public, categoric, dar consider că o preocupare din punct de vedere cultural este cea care dă până la urmă ținuta unei comunități și având în vedere faptul că Movilița a fost teatrul de război, linia frontului în 1916 era undeva pe Valea Zăbrăuțului, trupele române erau, cartierul general armatei era stabilit în Movilița, locuitorii au fost evacuați în localitățile Orbeni și Sascut, și trupele nemțești era în zona Panciului, dealurile erau dealurile față în față. Și în aceste condiții am considerat că este o datorie morală a mea de a cinsti memoria înaintașilor, pe considerentul că 250 de tineri și-au dat viața din comună în cele două conflagrații mondiale. Era datoria mea de onoare și consider că în cel mai scurt timp, și asta până la data de 9 iunie, când este ziua comunei, să inaugurăm acest monument. Monumentul îmbină atât caracterul religios cât și laic. Mi l-am dorit religios pentru a face o legătură între ziua comunei, care în fiecare an se sărbătorește de înălțare, ziua eroilor, și monumentul la fel să fie de inspirație religioasă, având într-o temă centrală bazoreliefful cu înălțarea Domnului. Asta pe o diafragmă centrală și de o parte și de alta să fie trecute numele eroilor pe cele patru papirusuri de bronz. Deci vor fi trecuți eroii din războiul de independență, un număr de 8, primul război mondial și al doilea război mondial. Ce vă pot spune? Dacă activitatea de căutare a eroilor din registrele de stare civilă din primul război mondial a fost o operațiune mai ușor de realizat datorită faptului că registrele de stare civilă sunt într-o stare perfectă, dar și într-un conținut extrem de bine pus la punct, în sensul că fiecare erou era trecută și ora când a căzut pe câmpul de luptă, martorii, medicii care l-au asistat. Cu cât ne apropiem de al doilea război mondial și un registru de stare civilă din 1939-1945, lucrurile s-au schimbat. Eroii nu mai apar menționați în registrele de stare civilă. Și am fost nevoit să apelez la înscrierile de la biserici, din pomenice, ca să putem identifica toți eroii celui de-al doilea război mondial. Și pe simplu motiv că ei au luptat, unii din ei, pe frontul din Îndrăsărit și orientarea politică din acea perioadă i-a scos din nejustificat. Și, din păcate, considerând că este o vină să lupți acolo unde ai fost trimis de către țară.
Monumentul, așa cum v-am spus la începutul discuției, este pe un soclu de piatră. Totul este făcut cu arhitecți, artiști plastici au contribuit, nu e nimic întâmplător. Este ca o amprentă a unei biserici bizantine cu naos, pronaos și zona altarului. Și pavajul este din travertin de culoare roșie, pereții din într-o piatră naturală. Papirusul central, nu, mă refer la bazorieful central, are o dimensiune de 2 metri jumătate pe 2 metri jumătate și cele patru papirusuri unde sunt înscriși eroi sunt cu dimensiunea de 1,50 m pe 50 de centimetri. Sunt convins că acest monument va fi un spațiu de referință și de reculegere pentru locuitorii comunei Mobilița. S-a făcut foarte greu, cu costuri destul de mari, cu, așa cum se face la noi, lucrurile valoroase, cu tot felul de opinii, care mai de care, într-o democrație atât de diversă ca a noastră, totuși sunt convins că până la urmă el va fi acceptat de toți. Se apropie ziua Comunei Mobilița și aș vrea să ne spuneți ce manifestări aveți în program în acest an, în afară de inaugurarea acestui mausoleu despre care ne spuneați. Nu suntem la prima ediție, avem deja experiență bogată, aș putea spune. Suntem la a noua ediție a Zilei Comunei Mobilița, care va fi anul acesta pe data de 9 iunie. Ne-am dorit o zi de vară, o zi în care oamenii să participe la manifestările în aer liber. Punctul central va fi zona pieței vis-a-vis de monumentul de care v-am vorbit. Și cam fiecare an toate școlile și clasele din localitate vor avea un program artistic. În linii mari, un program de ziua comunei începe în jurul orei 8 cu un concurs de cross în care participă tinerii din comună, atât grupele de băieți cât și grupele de fete, și primesc într-un mod simbolic premii constând în sume modice, de 300 de lei locul 1, 200 de lei locul 2 și 100 de lei. Mai mult ca să încurajăm și să cultivăm un mod de viață până la urmă sănătos. Și nu numai modul de viață sănătos, cât și competiția dintre ei. După orele 10, școlile, cum am spus, începând cu grupele de grădiniță și terminând cu clasele de clasa 8-a, prezintă fiecare într-un anumit segment de timp un program pe care ei l-au pregătit, fiind asistați de părinți și de profesori și învățători. După amiaza, în jurul orei 16, începe în fiecare an cu un spectacol folcloric care de regulă este ținut de către ansamblul Țara Vrancei și invitații. Monumentul de anul acesta va fi inaugurat de către cu participarea lui Grigore Leșe. Singura motivație este că îl considerăm un bun patriot cu o muzică autentică, înălțătoare și vom termina seara cu Dinu Iancu Sălăjan. În fiecare an s-au perindat pe scena comunei cei mai buni interpreți de muzică populară. Niciodată nu am adus decât interpreți consacrați, valoroși, pentru că ne-am dorit ca ziua comunei și spectacolul să fie și un spectacol, și un moment de cultură și de educație, până la urmă, a
populație. Trebuie să vă recunosc că niciodată n-am acceptat manelele. Nu s-a cântat o manea în, de ziua Comunei, pentru că, pentru simplu motiv că noi nu ne-am epuizat încă lista de artiști autentici. Și vă pot spune, de la Irina Login, la Sofia Vicoveanca, la Laura Lavric, la Ion Palade, la foarte mulți, Mihai Ciobanu, din Republica Moldova, toți i-am adus pe scenă, considerând că oamenii bătrâni din comunitate n-au avut poate prilejul niciodată să vadă un interpret și am zis că este de datoria mea să le ofer această posibilitate. Foarte multe biserici în Movilita, dintre care unele chiar monumente istorice. Și știu că în ultimii ani v-ați preocupat și de asigurarea infrastructurii rutiere pentru a se ajunge mai ușor la unele din aceste obiective. Este o realitate. Și nu pot să nu menționez preocuparea Consiliului Local. Aș putea spune că în fiecare an la bugetul local, la capitolul culte, noi am avut sume prevăzute mai mari sau mai mici în funcție de posibilitățile noastre financiare. Aș putea spune că numai în anul 2016 am participat cu o sumă consistentă de 70.000 de lei pentru ridicarea unei biserici noi în satul Sperieți, pe simplu motiv că biserica veche, care bineînțeles a fost demolată cu aprobarea înalt preasfințitului și Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, nu prezenta securitate pentru credincioși și ea a fost demolată. Satul respectiv avea două biserici, amândouă vechi, aceea care v-am spus a fost demolată și una care este monument istoric, este Biserica Sfântului Ioan Botezătorul. O biserică din lemn, foarte frumoasă, aș putea să spunem că este biserica primordială a comunei, că din satul Sperieși, sat menționat în documentele istorice la 1470, e clar că satul respectiv nu putea să nu aibă și biserică și eu fac legătura că acea biserică care e făcută cu lemnul de pe loc este din acele timpuri. Și tocmai din dorința de a o proteja și în interiorul ei sunt manifestări religioase numai în ziua de hram, ne-am dorit și ne-am implicat în construirea unei noi biserici de zid. O biserică foarte frumoasă, v-am spus, suma a fost de 70.000 de lei. Și tot în acest an, având un proiect de asfaltare a satului Totușano pe o distanță de 3 km din bugetul local, am suportat asfaltarea de la intersecție până la poarta mănăstirii pe o distanță de 300 de metri, în așa fel încât turiștii care vizitează acea mănăstire, care este deosebit de frumoasă, și populată cu niște oameni deosebiți cu har și cu dar dat de la Dumnezeu să-i cunoască foarte bine și biserica și oamenii. Deci asfaltarea va fi pe 300 de metri cu o bandă de 4 metri și o grosime de 9 cm plătită din bugetul local al localității. Anul trecut am ajutat biserica este biserica Sfinții Voievozi cu o sumă în jur de 25.000 de lei pentru ridicarea unei clopotnițe. Și anul viitor, cine va mai fi, la fel, vom duce sume pentru susținerea cultelor. Îmi povesteați mai devreme de o serie de procese în urma cărora mai bine de 900 de hectare au revenit Comunei Movilița. Da, este foarte adevărat.
Așa cum v-am spus la începutul discuției, sunt importante obiectivele de investiții, drumurile, apa, dar la fel de importante sunt și proiectele care sunt mai puțin și realizările mai puțin cunoscute. Am avut un proces care a durat 3 ani de zile, 3 ani de dezbucium și până la urmă instanța ne-a dat câștig de cauză și aș vrea să vă redau exact termenul prin care instanța a admis cererea Comunei Movilița că localitatea a prezentat într-o manieră clară, fără niciun fel de îndoială sau și coerentă dreptul localității asupra proprietăților care au aparținut satului Diocheți. Și că să vă spun despre satul Diocheți, a fost o comună comună de sine stătătoare, dar prin legea 2 din 1969, nu știu dacă este 69 sau... Da, în 1969 a fost desființată și comuna a devenit sat component al Comunei Movilița. Dar, fiind Raenul Panciu și având puterea politică, cele mai frumoase dealuri și proprietăți au fost... a fost luată de către orașul Panciu, dar au revenit. Dealurile care au aparținut întotdeauna comunei au revenit localității noastre ca o reparație istorică, pentru că atât proprietarii și în același timp și veniturile din impozitele pe acele terenuri să vină la comuna care de fapt de care aparține. Realizări mai puțin cunoscute s-au rezolvat la legea 247. Am reușit să luăm, tot la fel ca o chestie de reparație de la legile anterioare, pe administrativul Comunei Păunești și Comună Învecinată, 150 de hectare de pădure. Deoarece la legile anterioare comuna, pe teritoriul administrativ al Comunei Movilița, au fost puși proprietari aparținând unor alte comune, deci Comunei Păunești. Și în aceste condiții am făcut s-a realizat acest echilibru. Și teren arabil am reușit în jur de 130 de hectare și cu aceste realizări am încheiat capitolul funciar a refacerii proprietăților aparținând locuitorii Comunei Movilița.